Am revenit, doamnelor, domnilor, discutăm despre conferința cu participare internațională ce s-a desfășurat în weekend la Galați, a cărei denumire este Riscul în economia contemporană. Am aflat că și românii noștri au avut lucrări foarte interesante de prezentat, lucrări care pot fi aplicate pentru firmele de software, pentru companiile din industria navelor sau chiar pentru organismele care vor să vadă când va fi următoarea criză financiară și cum poate fi aceasta ocolită, așa după cum ne spuneau doamnele Edith Lucaci, conferențiar și decan al Facultății de Economie și Administrare Afacerilor din Galați, și doamna profesor Daniela Șarpe, director al Școlii Doctorale de Științe Economice din Galați. Doamnelor, mi-ați spus dumneavoastră, de fapt, în pauze și nu în timpul emisiunii, aș vrea să reluăm subiectul și în timpul emisiunii, despre școala de vară a studenților olimpici care s-a desfășurat în cadrul facultății în luna septembrie? Da, în luna septembrie, între 12 și 19 septembrie mai exact, a ținut o săptămână, au participat 30 de studenți care au luat premii la faza națională a Olimpiadei Studenților Economiști. A fost o manifestare sub egida AFER, Asociația Facultăților de Economie din România. Participanții, cei 30 de studenți, au fost din 15 centre universitare. A avut un program foarte bogat, am primit feedback pozitiv după finalizarea evenimentului, deci au beneficiat de cursuri, de ateliere de lucru, două vizite de lucru importante am avut, i-am dus la șantierul naval și la ArcelorMittal, o componentă interesantă de care n-au mai beneficiat la alte ediții ale școlii de vară. Ați dus lucrurile și pe teren, ați luat și partea pragmatică. Ca să ia contact cu practica economică, da. Doamna profesor Șarpe, spuneați dumneavoastră că dintre studenții care se înscriu și termină cursurile Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, foarte mulți vin mai departe și urmează studii post-universitare, se înscriu la un masterat, ulterior doctorat o parte dintre ei. Și pe mine m-a frapat puțin numărul. Spuneați că în procent este de cam jumătate-jumătate. Cei care se înscriu apoi la un masterat sunt cam jumătate dintre cei care sunt absolvenți ai facultății. Mai departe, pentru doctorat, câți reușesc să aprofundeze materia? Acolo vorbim de procente mult mai mici. Trebuie doar să vă corectez un pic, să știți că e vorba de studii universitare, nu mai vorbim de studii post-universitare. Masteratul este tot studii universitare și doctoratul la fel. Sunt trei cicluri de studii universitare după procesul Bologna, citire, ca să spun așa, da. Ciclu de licență de 3 ani pe domeniul economic, dacă vorbim de el, da, da, da. Ciclu de masterat de 2 ani și ciclu de doctorat de 3 ani. Toate sunt studii universitare. S-a modificat un pic. Am înțeles. Da, deci dacă despre masterat vorbim, când vorbim de efective, de un 50%, cei care continuă față de promoțiile de licență, la doctorat eu cred că vorbim de până în 5% cel mult. Așa presupun. Cam așa, da. Se pune problema. Studiile de doctorat sunt și ca finanțare mult mai scumpe. Sunt un și nivel ca de, număr și ca, de locuri disponibile. Și ca număr de locuri disponibile. Depinde exact. Și de câți îndrumători. Un angajament pe care deja trebuie să și-l ia studentul. Este clar că vorbim despre un student care e la nivel de performanță în domeniul ales. Sigur că da, nici nu intră la studii doctorale decât pe bază de concurs. Deci absolut, este un concurs. Și mai mult decât atât, trebuie să fie și ancorat deja în domeniul respectiv pentru a-și putea permite să facă aceste studii, așa cum spuneați. În ceea ce îi privește pe cei care urmează masteratul, pentru că conform acestor noi modificări, și aici mă refer la sistemul Bologna, facultatea propriu-zisă durează doar 3 ani. Masteratul care vine în completare este, să spunem, facultativ, dar totuși cântărește, cântărește destul de ca să-și găsească un loc de muncă, este necesar să aibă și masteratul.
Mă uitam la un reportaj realizat de o televiziune națională săptămâna trecută și arătau de fapt că angajatorii nu sunt interesați de nivelul studiilor unui tânăr care se angajează și că dimpotrivă, dacă tânărul în cauză nu are experiență, angajatorii preferă ca acesta să nu aibă studiile aprofundate, aici mă refer la un masterat, pentru că astfel și nivelul plății, el fiind la un nivel de intrare, este și mai redus. Și atunci e destul de dificil pentru studenții care termină facultatea, se înscriu apoi imediat la master și nu-și găsesc și o slujbă în paralel, să reușească după aceea să-și mai găsească de muncă. Nu știu, aici dumneavoastră, dacă știți, dacă sunt chiar așa lucrurile sau nu. Sunt situații și situații, pentru că aici depinde de preferința studenților, ce pun ei pe primul plan, care este ordinea de prioritate. Întâi să-mi termin și licența și masteratul și după aceea să caut un loc de muncă sau încerc să întâi să termin doar licența, iar masteratul fac în timp ce am și un job. Câștig experiență, dar urmez și cursurile Se poate totuși acest lucru până la urmă, adică nu există un timp care trebuie să-l dedici studiului, un program de 8 ore, cam întretaie din acel timp. Nu poți face și performanță și să fii și în același timp cu timpul atât de strâmtorat. Eu cred că avantaje sunt în ambele formule. Deci chiar dacă întâi termin licența și masteratul fără să lucrezi între timp, avantajul ar fi că ai mai mult timp la dispoziție pentru studiu, pentru elaborarea proiectelor și referatelor ce se solicită. Pe de altă parte, studenții care aleg să lucreze în timpul ciclului de master câștigă experiență și poate că le este mai ușor elaborarea acelor lucrări pe care până la urmă... De final. Da, da. Și apoi este o practică, da. Este o practică, cum să spun, curentă și în alte țări, dacă vă gândiți că o grămadă de studenți în alte țări au un job și se întrețin și chiar plătesc studiile pentru că altfel nu o pot face și așa mai departe. Deci se pot îmbina lucrurile astea, sigur, până la un nivel. Până la un Ați spus un mare adevăr. În alte țări, studenții au un job și se întrețin din jobul respectiv. La noi sunt mai rare aceste situații, pentru că la noi, într-adevăr, studenții își găsesc mai greu joburi. De aceea vă și întrebam puțin mai devreme dacă absolvenții dumneavoastră în marea lor parte aleg să rămână în țară și în orașul nostru unde să-și caute un loc de muncă sau aleg să plece în străinătate pe studiile pe care le-au aprofundat și pe care să le aplice într-un alt context. Presupun că de specialiști este nevoie oriunde. Din câte am ținut eu legătura cu studenții, foștii studenți, o mare parte dintre absolvenții specializării de management și marketing lucrează în București. Foarte mulți dintre ei. Bine, am auzit și despre cazurile de părăsirea țării, dar majoritatea care pleacă peste hotare, dar majoritatea la București își caută loc de muncă. Cum a fost anul acesta admiterea la facultate? Ați resimțit mediile mai scăzute de la bacalaureat sau resimțit și la admitere? Noi am dat chiar și examen de admitere, deci anul acesta am reintrodus examenul de admitere, am dat un test grilă la economie. Nu aș putea spune că mediile au fost mai mici decât în anii precedenți. Dimpotrivă, din câte mă aduc aminte, ultima medie la buget a fost de 8,70, 8 și ceva. Bine, mari. Asta pentru locurile bugetate, că după aceea am mai avut un număr de locuri pentru taxă, acolo puțin mai mici, mediile 7, 6 și ceva. Deci există concurență, tinerii gălățeni își doresc să devină economiști. Este o perspectivă bună pe piața actuală, raportat la cerere și ofertă? Există cerere. Se antamează de fapt o perioadă de 3, 4, 5 ani. E greu de spus cu exactitate dacă peste 5 ani, când ar termina și masterul, vor avea plasamentul pe care și-l doresc. Deci dacă economia merge în sensul acela, dacă, știu eu, crizele nu ne mai lovesc și dacă tot ceea ce ar fi bine să se întâmple se va și întâmpla. E destul de dificil de spus, dar e un trend, în fine, care, deși a fost oarecum în descreștere în ultimii ani, poate în ultimii 2-3 ani,
în ceea ce privește apetența pentru domeniul economic. Ca număr de candidați. Exact. Deci noi eram obișnuiți cu 2-3 candidați pe loc. Da, așa este. Și n-a mai fost cazul în ultimii ani și din cauza probabil bacalaureatului care a decimat populația școlară. Și poate și un anumit pragmatism, pentru că în ultimii ani sunt mulți studenți care s-au îndreptat către specializări cum ar fi dreptul. Foarte mult, nu. Despre drept erau și înainte, în aceeași proporție ca și spre economic. Foarte mulți, sunt foarte mulți care au terminat dreptul și au dat seama că nu pot toți profesa în domeniu. A existat un excedent. Foarte mulți dintre ei și-au găsit locuri în alte domenii total diferite de ceea ce au învățat în facultate. Au fost dezamăgiți. Parte dintre ei au trebuit să meargă la alte specializări și sunt mai multe astfel de domenii. Cred că și anii de criză din 2008 încoace și-au pus un pic amprenta, pentru că restrângându-se activitatea pe multe sectoare, n-au mai avut probabil debușeul pe care îl credeau că îl vor avea. Atunci s-au îndreptat spre probabil profesii care merg bine oricând, eventual. Pragmatismul. Am revenit la pragmatism. Ceea ce e sănătos în final. Corect, și avem și nevoie de specialiști în acest domeniu, mai ales că este unul foarte sensibil și cu grad mare de risc, așa după cum a fost și denumirea conferinței pe care ați avut-o în acest weekend, riscul în economia contemporană. Spuneați că a avut un mare succes, ne bucurăm tare mult, sperăm să fie un eveniment care într-adevăr să atragă din ce în ce mai multe persoane la Galați. Ce alte activități mai aveți peste an pe care să le aveți așa bine stabilită cum este aceasta? Pentru acest an universitar, un alt eveniment, mă întrebați dacă o să mai organizăm. Da, avem în vedere în luna mai 2013 să serbăm 100 de ani de la nașterea lui Anghel Rugină, un economist al județului Galați, economist de renume mondial. Încercăm să organizăm nu o conferință internațională, ci un workshop la care aș dori să invităm și economiști din mediul de afaceri, cu preponderență economiști din mediul de afaceri, pentru că consider că este importantă colaborarea cu mediul de afaceri. Aveți o colaborare strânsă cu mediul de afaceri și în ceea ce îi privește pe studenți? Da. Da, nu și nu. Nu da, exact. Deci avem anumite relații, convenții de practică încheiate cu unele din firme, dar nu reușim să avem atât de multe pe câte avem nevoie. Deci ar fi ideal să putem asigura loc de practică pentru fiecare student. Ori la ora actuală, cred că cam pentru 50% din ei. Ați spune că cei cu care colaborați și care vin în întâmpinarea acestei necesități până la urmă de practică pentru studenți sunt în general companiile mari, multinaționale sau cele mai mici? Sunt și mari și mici, da. Avem o înțelegere și cu ArcelorMittal. Șantierul naval, în urma colaborării din perioada școlii de vară, a promis că va asigura și acolo pentru 5-6 studenți loc pentru practică. Dar avem și cu bănci, avem cu Banc Postul, cu BCR-ul pentru studenții de la specializarea finanțe bănci. Este important o asemenea perioadă de practică pentru ei, pentru studenți? Nici nu se pune problema, sigur că este importantă. Știu că există în anumite universități din străinătate, din Germania cu certitudine, din alte state, nu știu, acest sistem ca un an întreg de zile, din cei trei, să fie dedicat unei perioade de practică într-o companie sau 6 luni dintr-un an. Sau jumătate de an în practică efectiv într-o companie unde lucrează cot la cot cu salariați, este și remunerat pentru munca pe care o depun în mod firesc și normal, iar la finalul acestei perioade de practică, studentul respectiv poate obține un job permanent în instituția respectivă, dacă a întrunit, bineînțeles, cerințele. Cam în cât ani vedeți de această descriere? Asta vreau să vă întreb, cam în cât ani credeți că s-ar materializa și la noi un asemenea sistem deschis între mediul de afaceri și aici iar ne întoarcem la diferențe culturale, la mentalități diferite, atitudini diferite față de practica studenților.
Bine, nu mă refer acum la niciuna din firmele cu care avem noi convenții de practică, dar știu că au fost cazuri când studenții s-au dus la firmă pentru perioada respectivă și nimeni nu a vrut să-i ajute să le arate. Deci atunci chiar i-am însoțit eu personal, țin minte, la una din firmele respective și a fost foarte greu să efectueze o practică, să întocmească caietul de practică în care a arătat ce a învățat. Nu au nici ei acest exercițiu, nici cei din cadrul companiilor și nici studenții. Legat de ideea aceasta, noi chiar avem, ca și doamna decan, cel puțin avea și în programul managerial, dacă mi-amintesc bine, chestiunea aceasta legată de, cum să spun, implicarea pe care ar trebui să o aibă mediul de afaceri în mediul academic. Da. Invitarea lor, deci nu numai bătutul la ușă, primiți-ne și nouă niște studenți, exact, ca să facă practică, ci veniți și învățați-ne, sau mă rog, învățați-i dumneavoastră direct ceea, da, ce credeți că ar trebui să știe când vin la dumneavoastră. Pentru că de multe ori ăsta este leitmotivul. Nu se predă ceea ce ne trebuie nouă când, da, ar trebui. Corect. Veniți dumneavoastră, vă rugăm. Și spuneți-ne ce credeți că ar trebui să fie mai aplicat decât se face în ultimii ani de studii, că în principiu că atunci se petrec lucrurile de specialitate și de muncă aplicată. Corect. Da? Interveniți. Să știți că e o practică curentă în Europa. Intervenția specialiștilor, profesioniștilor din domeniul economic în mediul academic. Nu neapărat că îi faci profesor visiting, dar, da, știu, un modul de curs în cadrul unui curs întreg de la master în general, dar și la licență, să fie predat de un profesionist din domeniul economic. Am avut aici, economic, în această direcție, o inițiativă la școala de vară. Deci am avut, exact, doi specialiști de la ArcelorMittal, de la departamentul pentru învățământ, care au predat un modul despre munca în echipă a celor studenți olimpici care au fost în septembrie, au fost foarte încântați, i-a organizat în echipe, le-a dat o sarcină, o competiție să realizeze un proiect într-un buget stabilit, într-un timp stabilit. A fost foarte interesant, au apreciat și intenționăm să mai invităm și alți specialiști. Din, da, eu cred că nici nu ne cunoaștem de ajuns. De noi, da. Da. Multă interactivitate ar trebui. Multă interactivitate nu strică nici lor, nici nouă. Eu cred că asta, nu, da, prea înțeleg nici cei din mediul privat, din mediul de afaceri, faptul că ei au nevoie de acești, exact, studenți. Că investesc ei în viitorul lor, exact, numai al copiilor răstura. Exact. Cred, da. Toate companiile multinaționale, spuneți de mulți că au mers în București să se angajeze, toate companiile multinaționale investesc foarte mult în resursa umană. Își trimit oamenii la training-uri, le plătesc deplasări chiar de lungă durată și investesc chiar ani într-un singur om, pentru ca acel om mai departe să poată să-și facă meseria așa cum trebuie. Uh-huh. Și cazul studenților cred că este similar. Merită investit în ei, pentru că ei până la urmă vor aduce firmei respective un profit, mai ales că fiind la început de drum sunt recunoscători pentru o șansă și pot fi un plus extraordinar. Dar nu cred că firmele noastre sunt atât de deschise deocamdată încât sau să nu înțeleagă. Conștientizează, nu conștientizează importanța, nu neapărat ierea credință, cât este poate necunoaștere sau, mă rog, nu se sesizează potențialul pe care l-ar avea dacă ar interveni și în mediul cred academic. Cred că să ne cunoaștem reciproc mult mai bine. Da, deci, da. Invitându-i la noi și ei să ne invite la dumnealor, eu știu, poate se găsesc ocazii la care să putem participa mergând, mm-hmm, noi. Absolut. Pe teren, să spun așa. Exact. Da, exact. Pe de altă parte, dacă mi-amintesc, acum câțiva ani, tot de la nivelul ArcelorMittal, de la compartimentul învățământ, am avut o vizită care ne-a lăudat grozav absolvenții noștri de economic. Eram în conducere pe vremea aceea și au avut numai cuvinte de laudă de spus. Și am zis atunci, nu, ne înseamnă că chiar și dacă nu suntem foarte legați cu practica întotdeauna, probabil că dacă îi formesc ca oameni și ca, știu eu, ca oameni serioși să facă bine, exact, ceea ce fac, pot să o ia și de la zero în alt loc. Că totuși ar trebui făcută și delimitarea aceasta. Mediul academic, mediul academic, absolut, mediul de producție este altul. Nu poți să înveți, nici nu poți să ții pasul chiar să spui astfel încât să-l pregătești veșnic să știe exact ce are de făcut când, din prima clipă când pune piciorul într-o întreprindere. Ideea este să-l pregătești să poată învăța ușor
ce are de făcut acolo. Exact, e să aibă o bază largă de noțiuni teoretice, exact, de bază pe care să le... Pentru că și domeniile sunt foarte diferite. Nu există timpul fizic de a-l învăța cum să se descurce în domenii. Exact, exact. Dar el trebuie să aibă toate armele la arsenalul. Până la urmă, ăsta ți-l dă universitatea, sau, mă rog, studiile universitare. Exact. Arsenalul ca să poți merge la luptă cu toate armele și le folosești pe cele de care ai nevoie. Da. O comparație plastică, dar care cred că rezumă destul de bine. Exact. Doamnelor, vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezența dumneavoastră din această seară. Vă mai așteptăm cu vești frumoase și bune pentru orașul nostru și pentru studenții Călățeni și așteptăm să auzim numai de bine de... Mulțumim și noi. Aș putea doar să spun un lucru. E vorba de Universitatea Duna de Jos din Galați. N-a spus nicio clipă în cadrul emisiunii. Am văzut că se subînțeleagă. Nu, s-ar putea să se înțeleagă. Binevenită precizarea. Mulțumim pentru invitație și noi. Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc, doamnelor, domnilor și dumneavoastră. Vă mulțumesc tare, tare mult că ne-ați urmărit. Să aveți o noapte liniștită. La revedere!